Salut, prieteni, sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Un român de 30 de ani din Marea Britanie a fost condamnat la 12 ani de pușcărie pentru că a înjunghiat o femeie. Un român în vârstă de 30 de ani a fost condamnat la ani grei de închisoare în Marea Britanie după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni grave, toate comise într-o noapte în care era băut și drogat, scriu cei de la ziarul românesc.net citând Birmingham Mail. Românul a fost învinovățit că a violat și înjunghiat o femeie în Birmingham după ce luase droguri și consumase mult alcool. Sorin Mischia, în vârstă de 30 de ani, va sta acum închis timp de 12 ani. Femeia atacată a suferit mai multe răni, inclusiv un plămân perforat, și a fost de asemenea sugrumată de violator. Românul Mischia era fostul iubit amator în Italia și Anglia și antrenor de copii în Birmingham. Acesta a fost găsit mergând gol pușcă pe o stradă din Anglia și plin de sânge. Întrebat ce s-a întâmplat, românul le-a spus polițiștilor că l-a atacat o femeie, dar povestea lui a fost respinsă. Procurorul a declarat în fața instanței că inculpatul ieșise la bău cu fratele victimei pe 17 octombrie anul trecut. S-au dus la un restaurant, apoi la un bar din centrul orașului, după care au mers la casa fratelui, unde locuia cu sora lui. La primele ore ale zilei următoare, Mischia, care le-a spus polițiștilor că luase cocaină, a intrat în dormitorul femeiei și a întrebat dacă o poate ajuta să pună o canapea extensibilă în salon. Victima s-a întors la culcare, dar a fost trezită din nou de către inculpat, care i-a spus că este cineva afară și că lumina este aprinsă. Mischia era dezbrăcat și avea un cuțit de bucătărie cu un mânet negru la spate. I-a pus cuțitul la gât femeiei și a început să o sufoce. Femeia a încercat să urce la etaj unde dormea fratele ei, dar inculpatul a ajuns-o din urmă, a lovit-o în cap și a înjunghiat-o în spate. Judecătorul a mărit cu 3 ani perioada în care Mischia va rămâne sub supraveghere după eliberarea sa din închisoare, spunând că reprezintă un pericol pentru femei. Nu a existat niciun contact fizic între voi. Ați intrat în dormitorul ei gol și în arma cu un cuțit. Nu există un alt motiv. Tot ceea ce făcuse ea era să vă ajute. Rănile au fost grave, a mai spus judecătorul. Natura extremă a acestei infracțiuni înseamnă că vei rămâne un pericol pentru femei pentru o perioadă necunoscută de timp, a mai spus acesta. Apărătorul lui Mischia a spus că acesta nu are niciun trecut violent și nu știe ce s-a întâmplat cu el. Dragi prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați acestei pagini. O zi frumoasă!